Ieri au ce ochi am. Dar ce-i cu ochii matale? Ieri m-a prufnit secretara Dimentania cu un fel de spray în față, în ochi mi-o dat. Eu m-am speriat. Așa o presiune înaltă că eu nu înțeleg. După ce am plecat, ei nu pot, eu să închid camera. Dar am văzut că erai pe Alo. primărie, inspectai, nu știu ce făceai pe acolo. Dar de ce te-au Deci dat am afară? filmat, nu, eu am filmat, deci m-am dus să dau două cereri pe care secretara nu ne le-a primit, a refuzat și marți am fost să dau o cerere și ea marți dacă erau cu sfințirea, tot nu ne-a primit și după ieri m-am dus, adică încă o cerere a apărut, m-am dus să le duc la primărie să le registrez. Secretara nu era, nici primarul nu știa, nici Munteanu Mihai nu știa unde este secretara, că după o întrebat la o m-a angajat și ne-a spus că e la școală, la adunarea părintească. Deci când a venit ea, înaintea mea mai era o femeie, eu a intrat la dumnei ceva cu indemnizații, că după ce eu, cu niște, da, indemnizații pentru căldură, pare mi se, nu vreau, nu știu totul. Nu contează, Deci intrat după la am dumneavoastră intrat, cum ar veni la cu treaba. da, și după am intrat eu, și eu am zis că da, dar eu filmam, adică cât de urât era, în sensul cât de greș și greșeli aveau cei de la, și deci cum erau mobilate birourile, inclusiv și covor pus pe jos, practic nici nu se vede cel laminat, dar eu ziceam, fetelor, dar așa de tare miroase a plastic, eu asta am zis și în birou primarului. Am filmat deasupra crușița, încă așa și am zis, zic, ia uite-te. Până la urmă, primarul m-a dat afară din biroul lui, eu mai zise la acolo niște cuvinte urâte, eu m-am retras, m-am uitat în alt birou unde este, pentru că el e marți o sfințit birourile și miercuri s-au mutat în birourile de la primul etaj. Deci, fata de la agentul cadastral iarăși s-a răstit la mine urât, eu am filmat mobilierul care și-am demonstrat că nu era nevoie nici de așa pereți dreși frumos cu 35.000 de lei, se putea altă reparație făcută mai mică, mai leger, că tot una se acoperă cu mobilă și cu covoare care le mai iau ele pe jos. Am văzut mobila nouă la secretară care și-am zis că iată, asta e biroul cel cu mobilă nouă și cu tapete lavabile. Zic, și practic acolo deja s-a stupat pereții cu mobilă. Nu știu ce fel de comisie predare primire o să fie acolo. Și am văzut încă cele defecte care le-am demonstrat pe parcursul acestei reparații. La care secretara, eu zic, fetelor, zic, dar miroase a... Și ieșiți afară. Eu am dat să ies. Și în momentul când să ieți, ea, de câteva ori, puș, puș, așa, mi-a pufnit în ochi. Eu, practic, am auzit așa și o presiune foarte înaltă. Deci ea a spus că în felul este miros de la tătieni. Eu zic, doamna Tatiana, nu dați spre mine pentru că eu sunt alergică, eu nu suport toate mirosurile. Ca după eu am plecat, bănuiam că poate să lătrimeze ochii sau să mă mănânce așa nasul, când eu am pornit și... Mănâncă nasul, idei la vieți și de tare. Că până acasă am simțit și în gât așa o... știți, o ștereală, că așa eu am așa simptome când am de la mirosuri puternice și de la puful de plop. Până S-ar la putea urmă, să fie agentul cadastral. reacție la alergică, dar s-ar putea să fie spray de acela lacrimogen cu piper. Eu Putea, am fost pentru că atacat el cu de astfel de nu se... spray. Am fost atacat cu astfel de spray în 2014. Știu cum lacrimează ochii, cum curge nasul. Așa am simțit eu că am venit, eu nu știam, pentru că ea nici nu m-a avertizat, nici nu mi-a spus, puteți ieși afară, că am dreptul să aerisesc biroul, este asta înscris în fișa dânsei de post. Eu pur și simplu, da, am plecat, până la urmă, eu am filmat, ea mă numește mincinoasă, mă numește, mă râd ca Vasile la mătură, m-a acuzat ceva de un proces verbal care eu chiar să mi-l aduc, eu nici nu puteam pentru că parcă mă simțisem eu așa o fornicătură și zic, am să vin mâine. Astăzi uitați-vă cât este timpul și eu nu-mi
făcut ceaiuri la Româniță, eu nu am, deci ceea ce am putut eu să-mi fac și ceea ce am știut. Ca după am sesizat poliția din tăi când mergeam pe drum și nu mă puteam pricepe, deși eu tot mă opream și îmi lăcrăma ochii. Zice, mă întreabă, ce faceți, sesizați? Zic, nu știu, azi văd, am să ajung acasă, că era întuneric, undeva în jurul orei jumătate la 5 era. Când am ajuns acasă, tot mai grav și mai grav. Dar Ca nu-i după eu tot târziu ce am sesizat sesizați poliția. niciodată, mai ales dacă simptome grave. Eu bănuiesc că dacă e spray din ăsta cu piper lacrimogen și ea a avut de suferit, pentru că atât de ignorantă e încât nu știe că astfel de armă se folosește doar afară, că altfel îți faci ție rău. Deci acum toată primărie probabil lacrimează, nu doar secretara în biroul ei unde o dat. Și asta e foarte Eu nu grav, știu asta care. trebuie denunțat neapărat la poliție. Să meargă să verifice acum. Păi eu asta am sesizat și după la ora 9 m-a sunat cineva de la poliție și m-a întrebat dacă eu sunt acasă. Zic, da, eu sunt acasă, dar că să venim. Zic, oricum, dacă chiar așa ați venit, eu nu pot scrie nici în mașini nicăieri pentru că lăcrăma ochii. Eu asta lor le-am spus. Și deci, mai departe ce o să fie, nu știu, pentru că cui să-i spun, la cui, nu Nicola Artur, care este mână la mână cu dânsul, sau nici primarul, nici el măcar, că era acolo, nici el nu a reacționat. Dar dacă chiar spunem că eu zic miroase a usturoi sau a ceapă, da, de la ceapă, ceapă mirosea, pentru că eu am tratat cotul, acolo unde m-am pălit când el m-a izbit pe mine, m-a izghit, eu am pus de astea ceapă cu rachiu la cot. Da, ce trebuia să fac? Și dacă sunt niște remedii naturiste, până la urmă că miroase a usturoi, da, este un remediu natural, naturist, care-i treaba? Bine, atunci cum trebuie să vin numai cu Decathlon sau cum? E, asta este un moft deja de a ataca, un fel de insult care este deja trecută peste măsură, dar dacă și zici mi este un spray, eu nu știu care era spray, ea numai nici nu m-a avertizat. Și dacă este un spray care deci înlătură mirosul pretins pe care ia și chiar din sala de baie tot oricum spray-ul îl aerisești și ieși din încălpire și ea. Dar ea mi-a Dar dat ce mie chiar în față de câteva ori. mirosea plante, lavanda, ceva, flori, frumos? Nu, doar usturau ochii, deci cel mai probabil era armă. Eu nu i-am simțit mirosul, credeți-mă, doar am simțit așa un pufnit puternic, presiune mare, posibil, și Dacă ți-l-o dat tubul acela matale era în față, un. e clară armă, se vede pe video cum îți dă cu spray în față. Asta e, chiar dacă era cu lavandă, tot nu dai omului în față, decât dacă ești nesimțit, dacă ești certat cu legea. Trebuie neapărat să o denunți la poliție și când începi să vezi, te duci și la medici, legiști. Eu nu m-am Pentru că iei așteptat, mâini pe dar mâini să-ți asta e dea și cu brusc. măciuca în cap, nu numai cu spray-ul în ochi. Și nici primarul nu a reacționat nici într-un mod, Ba, vă primarul zic, am că văzut că e. s-o sculat și s-o îndrăgit prima ta, cum face el de obicei, ca cum zădără căței. Tot tonul a dat primarul. Și atacul acela și agresiunea aceea muncitorilor din cauza primarului și iată subalternele primarului tot tratează cu dispreț, pentru că primarul a dat tonul de atitudine disprețuitoare. Și în societate așa, chiar și cu preotul cel care spunem că el a vrut să facă un lucru bun. Dacă ești preot, ești un părinte într-un sat și vrei să consolidezi comuna, putea să-i sugerezi, dar haideți poate cumva chemăm societatea, chemăm sătenii. Totuși este un bun comun al tuturor sătenilor. Dar nu prin asta că să mă acuze și pe mine că trebuie să încerc voi de la dâns, dar poate mai frumușel era să fie din partea lui dacă toată lucrarea asta, așa cum spunem, limbaj bisericesc. Stați o leac, nu mai pot, mă și ochii lacrimează. Bine, hai lăsați că eu o să dau fragment din video filmat de dumneavoastră ieri la primărie și așteptăm informații despre poliție, ce a zis poliția, da? Da, asta nu mai așteptăm, dar zic, nici nu pot scrie, că pentru că ochii până mă deranjează. Dar vedeți acolo Poate de să câte ori, scrii pâș! polițiștii și mata... Polițiștii o
Asta e. Îmi pare rău că așa recur la așa metode de ignoranță, de omucidere, de Deci distrugere, dacă de... sunt amenințați, sunt puși sub lupă, ei prins și cum s-o încuietă în primărie pentru sindrofie sau orgie și normal că asta îi deranjează. Îmi pare că secretara își spune despre asta. Și ai spus ieri despre noi. Dar și pot spun dacă vă încuieți în primărie. Pot presupun orice. Eu vă mulțumesc. Și aici ești crușiță. Și aici sunt defecte. Dar nu-mi place drămascul de aici, tu atâta. Ei, dar este lavabile și nu-ți mai pui... Asta e tot pe nou gol. Acestea sunt tot. Deci, dă-te, te rog, de aici. Dă-te, te rog, de aici, e ala, mă dă-te afară. Sunt gata. Să nu fie gol. Ce să fie gol? A, și un parfum. Asta la dușiți cu parfumul, dumneavoastră. Deci ideea că, uitați-vă, și de miroase plastic nu e atât de bun reparația asta, ca idee, ca pentru sănătate, deja comisia o stabilească. Uitați-vă, eu știu ce să fac. Aici ia, uitați-vă. Opa! Nu filmați. Dă-te de aici, dă-te, te rog, de aici. Dă-te, te rog, de aici, e ala, mă dă-te afară. Să dumneavoastră, nu e. Era, da? Așa nu mai miroase. Oi, nu trebuie știu. Păi, dar vă miroase urât. Miroase, miroase a plastic. A plastic miroase. Nu, vă miroase a persoane. A plastic, nu e a persoane. Nu, nu vreți spune. Doamna Tatiana, nu fă așa ceva. Nu dă nici cu de este ea, că nu trebuie să-mi dai chimicate. Nu mă interesează, am spus că miroase. Nu miroase a plastic, v-am zis. A plastic miroase. Și nu odată am spus. A plastic miroase. Nu știu, nu am auzit. A plastic, am zis că miroase. E, dragă. Da, păi e. Hârtie. Iată și aici, iată și. Iată și aici și. Vreau să intru la dumneavoastră. Și cabinetul și al cu fast. Întotdeauna acolo e. Of, dar miroase tare. Eu mă scuzați, dar... Am să ies. Dar dulapul și ăla era la dumneavoastră sau nu era? Da. Era, da? Așa mă miroase. Oi, nu trebuie știu. Păi, dar vă miroase urât. Miroase, miroase a plastic. A plastic miroase. Nu, vă miroase a persoane. A plastic, nu e a persoane. Nu, nu vreți spune. Doamna Tatiana, nu fă așa ceva. Nu dă nici de este ea, că nu trebuie să-mi dai chimicate. Nu mă interesează. Am spus că miroase. Miroase a plastic, v-am zis. A plastic miroase. Și eu nu odată am spus. A plastic miroase. Nu știu, nu am auzit. A plastic, am zis că miroase. E, dragă. Da, păi e antibiotic natural. Da. Da. E antibiotic natural.